Ionel Cane a vorbit luni pentru Sport. Meciurile din preliminariile campionatului european din 2024 au oprit pentru o perioadă Superliga, condusă în prezent Farul Constanța, cu 35 de puncte, Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi sunt echipele care urmează plutonului frunte în ierarhia Superligării. Ionel Canea despre lupta cu titlul din Superliga. Ionel Canea susține că lupta pentru titlu va fi una pasională, cu 4 trupe pe rampa lansare la medaliile de campion, puncte ale grupului condus Gică Hagi. Va fi o luptă cu 4 lupte far, CFR, FCSB și Craiova. El joacă foarte bine acasă, dar în mișcare nu prezintă prea mult. Rapid are 2 investitori în acest sezon. În conducerea, pe lângă Victor Angelucu, omul de afaceri Dan Șucu a venit. La 2-a etapă a play-off-ului, la 1 aprilie, Rapid va juca acasă, de la 2145, cu liderul Farului. În aceeași rundă se desfășoară părțile Craiova, CFR și Sepsi, FCSB. 11 goluri în 16 jocuri au marcat Canea pentru Rapid în 1999, 2 goluri în 9 meciuri au marcat Canea pentru Rapid în 2007, video Ionel Canea, arată la retragerea lui Adrian Mutu, actualul antrenor de la Rapid, clasamentul Superliga Play-off Far Constanța, 35 de puncte FCSB, 30 Universitatea Craiova, 28 Rapid, 27 Sepsi Oseca, 21.